Am reușit să tragem o linie și să încheiem un sezon de vânătoare tot așa de splendid, zic eu, și de plin de satisfacție pentru toți ortacii de vânătoare. Vreau să subliniez faptul că e o perioadă plină de bucurii, în sensul că toate cluburile de vânătoare, grupele de vânătoare reușesc printr-un efort financiar și printr-un efort susținut din partea tuturor membrilor grupei și vânătorilor din grupe și din cluburi, să organizeze baluri de vânătoare, să organizeze reuniuni din astea care sunt pe cât de plăcute, pe atât de utile, în sensul că reunesc și întăresc prin niște relații din astea de prietenie grupele și relațiile dintre oameni. Desigur că vânătoarea nu este numai, modul de a împușca și de a recolta exemplarele de vânat. Cum a fost acest sezon de vânătoare? Din punctul meu de vedere, mai puțin favorabil, pentru că nu am participat foarte des la acest, să zic eu, regal al vânătorii, dar din câte am înțeles de la colaboratorii mei, a fost un sezon foarte bun din punctul lor de vedere și pe care de consecință eu am constatat că sunt de acord cu ei. Pe de altă parte însă, așa cum spuneam și la întâlnirea de astăzi dimineață și acum, o spun că căci vânătoarea este un sport. Și din tot sufletul m-aș bucura dacă ar înțelege toți vânătorii căci vânătoarea este un sport în care nu înseamnă neapărat să omorâm ceva, să omorâm animale. Sigur, să ieșim în decor și așa cum ne permite regulamentul vânătoresc, să fim cavalerii ai vânătorii și să avem, așa cum spun și alții, motive să plecăm de acasă. Așa o spun și pescarii și vânătorii. Sigur, eu o spun prin prisma vârstei, poate, dar cu siguranță vă spun că vânătoarea este un adevărat sport și eu întotdeauna am încurajat acest lucru. A fost un sezon bun. Important este că am făcut multă mișcare. Deci pentru vânătorul sportiv asta înseamnă mișcarea, în general. Și vânat a fost, dar oricum, eu mă refer la ziua de astăzi, ca să închei. Important este că n-am găsit nimica ca niciodată, dar este foarte bine pentru că vânatul rămâne în zonă. Sigur, ne bucurăm că au venit mulți prieteni ai noștri, deci și la Lipova, la Timișoara, la Lugoj. Important este că ne reunim, ne revedem, să spunem așa, și sigur, masa și dansul, cred că trece peste tot. Sezonul de vânătoare a fost ca toate sezoanele, de altfel. Eu vreau să vă spun că la această seară, la Fârliug, este o seară specială, o seară în care grupa de la Fârliug și respectiv și clubul de vânătoare de la Reșița încheie vânătoarea cu goană la Mistreț. Este un eveniment deosebit în viața vânătorilor și de aceea, la nivel de asociație, noi ținem să-l marcăm întotdeauna cu asemenea eveniment. Calitatea mea de președinte al Asociației Județene, am ținut ca acest eveniment, atât închiderea sezonului, dar poate era mai bine să încep cu deschiderea sezonului de vânătoare, ținem să-l marcăm, el fiind marcat și de o socializare deosebită între membrii vânători, dar în același timp și o prelucrare a legii vânătorilor și a regimului armelor și muniții. Fără a vorbi vorbe mari, spun că în această perioadă, în cadrul asociației, se duce o muncă deosebită în acest sens. După cum vedeți, la aceste socializări participă și din partea poliției, a biroului arme, da? Și acest lucru nu face decât să ne onoreze și în același timp să sensibilizeze vânători. Desigur, odată marcat acest eveniment, avem o îndatorire deosebită, aceea de a trece la o gospodărire mai amănunțită a fondurilor de vânătoare.
Yeah.